Bine, mamă, cavaș gura voastră. Deci, fiți atenți aici. M-am oprit să mănânc. Eu m-am mai oprit de vreo câteva ore aici, de când veneam de acolo, din Germania. Și s-a oprit acolo, pe la Piatra Craiului, pe încoace, pe încolo. Adevărul că nu are mulți clienți aici, dar să știți că se mâncă foarte bine. Mi-am comandat un bol goiaș. Pireu de cartof cu ceapă la grătar, cu salată de roșii și castraveți. Și bineînțeles o apă minerală, că dacă sunt cu mașina nu pot să beau. Așa că, pă, în caz fiecare diferență. Îi vedeți că e o sală așa mai mare și aici, dar să mâncă bine pe bucătările astea. Cu în jur de 70 de lei, nu știu, felul 2, dar să că vă arăt acum. Mi-a pus un bol, pus o farfurie, să spui cât vrei tu. Știi? Că vă zice, bă, nu mănca prea multă zamă, că după aia nu mănânci felul 2. Așa că... Da, tot așa un pic să, să vedeți aici odată. Asta e, sub, e babuieșul. Cu, asta e farfuria care trebuie să fie cu polonicul mâncat să-și gura ta. Acolo e pâinea și bineînțeles apa. Nu vă arăt apa prea mult, că pe zice ăștia că fac reclamă la apă, la ei știu la ce mai zic că fac reclamă. Așa că stați așa o secundă, ne apucăm de mâncat. Că ne e foame. Păi dacă ne e foame, nu trebuie să mâncăm în cavă, aș gura asta. Stați așa un pic. Da. Deci acum ne punem aici să papuiașul. Ne servim ca la mama acasă. Din ăla, cum îi zice? Ne-am pus pe loc. Mi-am luat-o de asta, cum îi zice? Cum v-am zis? Bob Guiaș, dar văd că văd că mi-a dus zamă de fasole. Oricum, eu de fapt inițial aia am vrut să o comand, dar pentru că acum dacă tu mi-a dus asta, ce ține, zic, că trebuie să încep, să zic, că mai eu ți-am lăsat ceva să mi-a duci. Acum sper că mi-a dus ceva la fel. Da, mă. Ce să zic, uite, mai am un pic și ajung în... Mai am vreo 30 de kilometri sau 40, 30 de kilometri până la Huiedin. Și pe mai am oprit până la Cluj. Am pornit aseară la 7, în Cavaș Gura Voastră. Și am un prieten care și el a venit tot din Germania spre România. Am mai vorbit cu el la sală pe WhatsApp, în baia, baia. Și la, eu nici nu știu la când m-am oprit, dar unde oare m-am oprit? În Austria, da, exact, în Austria. În Austria m-am oprit ca să o opri pe să dorm. Știi? Eu când dorm, dorm în cava și gura voastră, eu nu mă joc ca voi, care stați acolo ca șoriceii pe scaunul din față. Eu când m-am pus să dorm în cava și... Eu mă pui pe bancheta din spate, că tăia un amu de asta, cum îi zice, o perinuță cu mine. Și acum, dacă tot data trecută când am plecat de la bătrânul, mi-a luat tot de acolo, nu mi-a lăsat decât asta, cum îi zice, o plapumă și o perină. Și asta, cum îi zice, acum când mi le-am luat, că nu știu dacă nu mai duc înapoi la bătrânul, dacă cumva am o firmă care aștept un răspuns de la... Pentru mine ar fi un răspuns foarte important, dacă mă acceptă, bineînțeles, în firma aia. Și de noi, eu zice, condiții mi-ar accepta. Și dacă în caz de ceva, o să mă duc înapoi. La bătrân câteva zile, 3, 4 zile, 5 zile, până găsesc cu alte chirie, oricum la bătrân nu se mai stau, clar nu se mai stau. De-aia am și venit acasă, pentru că, cum să vă zic,
Bă, în condițiile alea eu nu pot să stau. Știi? Și cât mă costă drumul la păi, 100 de euro. Că vinetele sunt valabile 10 zile, așa că 100 de euro, pentru 100 de euro să stau acolo în condițiile alea, nu merită. Am mai vorbit și pe partea de Elveția, am trimis și acum niște mail-uri. Că nu a murit lumea acum. Înțelegi, dar măcar până când, oricum în Germania, dacă mă mai duc, nu mă așa că mă duc la ceva sigur. Altfel nu mă duc. Ori pe Austria, ori pe Elveția, pe Italia nici într-un caz, că acolo salariile mici. Și să văd ce și cum. Am vorbit cu cineva de pe partea de Elveția și s-ar putea să am niște promisiuni destul de puternice, destul de mari, că am mai zis faza cu lucruri în Germania, să lucruri să-mi blocheze ăștia cardul. N-am făcut nimic. Că ajung să lucru pe degeaba. De nu o să am bani după aia nici de mâncare. Așa că... Acasă, acasă din Bărăi, din România, nu o să mai fac acum mare lucru. Decât poate așa ceva de plictiseală. Dar... mulțumesc băiatul ăsta din Elveția. Site-urile alea, cum am și eu aici pe Germania, eBay-ul. Nu știu cum e pe Elveția eBay-ul. Dacă iasă sau nu, dar cum. Cam așa ceva. Da, și acum... Tot timp mă cere. Una, de exemplu, deja m-a și refuzat. Dar eu știu, cred că știu și de ce, că el zice că sunt firme care îți acordă și cazare. Le-am trimis CV-ul, Lebenslauf-ul. Le-am scris ce și cum în germană, că e partea aia de Zürich, de Germania, care se vorbește germană. Că în Elveția știți bine că se vorbește de trei limbi. Germană, italiană și franceză. Depinde ce zona Elveției ești. Și nu știu, că eu le-am scris la sfârșit, momentan sunt în România. Din ce cauză a scris treaba asta? Pentru că nu știu acum eu cum e treaba acolo, el zice că firmele îți dă cazare. Oricum, că salariul mai mare ca pe Europa, știu. Dar și mâncarea și chiria e mult mai scumpă. Am un prieten care a lucrat anul trecut acolo la ăștia, cu agricultura, cu sezonieri. De acolo, din Bărăi. Urmăs cu nevastă sa și după 4 luni am venit cu bani faini de acolo. Dar el merea în Germania să-și facă cumpărături. De la sfârșit de săptămână, merea acolo în Freiburg și își făcea cumpărături pe toată săptămâna. Normal, din cauza că acolo e mult mai scump. Acum, nu e problema de aia, important e să... să găsesc ceva. Sau dacă nu la firma asta cu care aștept un răspuns de la care am lucrat eu înainte, cum ar veni direct cu ei, că pe firma e altă treabă. Sigur, salți bani, înțelegi? Mai am cardul ăla de la Spar Case, că ăla de la Grossmann, sigur, nu știu dacă nu l-am închis încă. Nici n-am vrut să mă pui pe el, că e gol. Asta de la Spar Case e minus.
Mă mir că s-a lăsat să intru minus 50 de euro. Și ăla de la Volksbank, ăla e cel mai nașma. Ăla e de la pe firmă. În fiecare lună trece câte 27 de euro. Comisionul lor, pentru că e bancă, e card de firmă. Așa mi-a cerut la o democrație atunci când am deschis firmă. Așa că... Uitați aici, mi-a dus și felul 2. Salată de casares cu roșii. Și uitați să vă mâncam aș gura voastră ce ceafă la grătar cu pireu și mie chiar îmi place pireu. Că nu știu să-mi fac pireu. Așa că da. Mâncăm supă, zice că așa zice la supă de fasole bambuia. No, acum nu mă mai lua cu ea în gură, că n-are rost. Pentru că oricum, de fapt, aia chiar aia și a venit să o comand. Am zis, hai să vin bambuia. A fost foarte bun ea, când a fost cu furculiță la CZ2E. Chiar să vedea CZ2E așa, nu? Uitați, vă ies. Nici vorba. Bă, dar aia erau de alea de la chinezi, mă. Erau de alea de la chinezi, de aia se îndoiau așa. Era tablă. Restaurant. Era ăla. Un restaurant așa mai mic. Dar la totuși restaurant era. Nu poți tu la un restaurant de ăla să dai la oameni să mânce cu pleuri de ăla. E, dar vezi că acolo nu comenta nimica, mă, mâncava și gura voastră. Nu comenta nimica. Eu o spui drept, că eu spuneam, dar ce e asta? Da, mă, și în primul rând, asta am vrut să zic, ce mai nașpa pentru mine, sincer să fiu, ei, Bibi. Acum am alt număr de la el. Am alt număr de la el acum. Și... O să vedem dacă... Nu mai duc sau nu în Germania. Ce mă deranjează cel mai mult e că îți dai seama dacă nu mai duc în Germania, nu pot să mă duc. Așa să pui eu, da. Nu ca și nu ca la jucura voastră, ați văzut? Dar după mireasă, sunt după mireasă la Nindor. Fac e ceva pe acolo. E cea mai mare problema mea cu Bibi. Că... Nu s-o mai văd. Aia mă sparge, știi, dar încet o să te-a. Dacă cu firma asta ce aștept să-mi dea un răspuns ceva, nu rezolv nimica, să lucru acolo, să-mi blochează cardul, să lucru pe de gratis, numai pentru ca să fiu lângă el, e aiure, nu? Și... Așa că dacă cumva partea aia către Elveția, că e la vreo 200 de km de Frankfurt, 240 km de Frankfurt, dacă la două săptămâni sau la ăsta aș putea să viu la el, și să vorbesc cu bătrânul și stau vreo 20 la bătrânul, așa cum e ghesuit aia de cameră, ca să, dar nu așa, să stau cu el vreo 20. Da, încă nu știu. Încă nu știu. Și mă, acum, dacă ar fi să-l aduc în România,
atunci schimb un pic la cat, că la altă era să o strâng de gât. Eu știu ce mă așteaptă. Ce? Așa că o să vedem. Și până atunci ceva pe acolo, pe acasă, o să fac așa, slăbuți și dar foarte mult mă acces pe să caut eu. Și pe România și acolo depinde de bani. Nu, sigur că eu sunt obișnuit cu Occidentul. Hai de vorba. Că ce acolo în Germania e, v-am mai spus, e o pustietate pentru mine, pentru că nu am prieteni, nu am cu cine să comunic. Decât ultimii ani, decât muncă și acasă, muncă și acasă, o dată pe săptămână la Bibi, muncă și acasă, muncă și acasă, o dată pe săptămână la Bibi, le dau o pană România și tot așa. Și acum să vedem ce și cum. Așa că chiar de-abia aștept să ajung acasă. Bă, sincer să fiu, eu mă simt foarte bine la mine acasă. Ieri un pic eram așa, cum să zic, eram așa bine, nu eram chiar așa ok, că știam că vin în coace și nu știu dacă o să mă întorc înapoi. Nu că nu mă pot întoarce, că cum mă pot întoarce, dar depinde la ce. Trebuie să stau acolo de-am pic și n-are rost. Nu așa că stau în Germania și ce fac, îmi ia statul, îmi ia socialul de la copii și așa mai departe și așa cum ce cum am mai zis, nu s-am dat nici de tip. Așa că acum aștept să vedem, da, din ești Dumnezeu, să-mi găsesc ceva bun în altă țară, bineînțeles. Acum îi vedea unde, ce, cum, știi Dumnezeu. Așa că, până atunci, oricum ne mai auzim. Vă doresc o zi bună, în continuare. Vă pup. Și, ce să zic, mă mâncă la gura voastră. Mai mult de atât nu pot să vă zic decât, Doamne ajută, și mie și vă. Vă pup și vă doresc numai bine. Ceau, frate.